După ce joi, 29 aprilie, funcționarii publici au pichetat sediul guvernului și au anunțat că în data de 5 mai va fi declanșată greva generală pe perioadă nedeterminată, astăzi liderii Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație au precizat că greva anunțată pentru miercuri a fost suspendată. La finalul întâlnirii, care a avut loc în cursul zilei de astăzi între reprezentanții Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație și Ministrii Justiției, Finanțelor, Muncii Internelor și cu președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, sindicaliștii au precizat că suspendă greva generală până în data de 21 mai, perioadă în care guvernul promite că va realiza o bază de date cu privire la reîncadrări pentru ca astfel să poată fi făcută o analiză exactă a celor care au pierdut la salarii în urma aplicării legii 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, informează media. Din mesajele care le-am primit la federație, au ajuns conducerea federației și reprezentanții guvernului, acum acolo nu cunosc exact cu cine s-a stat de vorbă, s-a ajuns la un compromis, s-a suspendat temporar greva, urmând să se rezolve problemele în discuție, din ce am înțeles, până la data de 21 mai. După cum am observat, și cum am mai spus, guvernul încearcă să ne calce drepturile în picioare și doar frica păzește pe penii. Greva a fost, cum să spun eu, un fel de a speria guvernanții. Și dacă ei nu realizează că se poate rezolva și în mod pașnic divergența, înseamnă că degeaba sunt la guvernare. Săptămâna trecută, aproximativ 500 de oameni au protestat în fața guvernului nemulțumiți de diminuarea veniturilor cu aproximativ 45%, odată cu intrarea în vigoare a legii unice de salarizare și de amenințarea cu disponibilizările. În data de 29 aprilie, reprezentanții FNSA s-au întâlnit cu oficiali din Ministerele Finanțelor, Muncii, Justiției și Administrației, fără însă a găsi soluții pentru rezolvarea situației. Astfel, Biroul Federal al FNSA a hotărât în unanimitate declanșarea grevei generale. Din cei 50.000 de sindicaliști afiliați la FNSA, 35.000 au semnat pentru declanșarea grevei din data de 5 mai, mai informează Mediafax.